au plecat și ei de acasă cu salamul de Sibiu, cu șunca, cu aia, cu aia, cu aia. Au ajuns, n-aveau frigidere în cameră, știi? Și zice, hai să le atârnăm ce le-au atârnat la geam, știi? Salamul, șunca, da. Și au ieșit, nu știu, să facă o plimbare pe acolo, pe lângă hotel, mă rog, hotel, cred, în ghilimele hotel. Și îmi povestea tata, zice, tata, și când ne-am întors, la geamurile noastre erau pescăruși, ne mâncaseră salamurile, ne mâncaseră tot. Luaseră tot. Da, și zice, plecam să jucăm cu unii din Norvegia. Păi ce era ca acum? Stai să vizionăm caseta. Nu știam cu cine jucăm. Ce ne-am dus, eram și leșinați de foame, că ne mâncaseră pescărușii mâncarea. Am intrat în teren, jumătate leșinați de foame, i-am bătut de 4-5-0 și ne-am întors acasă, gata.